Bună seara și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Iată că este a doua zi după Paște și chiar dacă continuăm să ne salutăm cu Hristos a înviat, ecoul sărbătorii parcă se diminuează și încet încet ne reluăm rutina. Unii dintre noi ne-am întors la muncă și cred că este potrivit să îi binecuvântăm pe aceia care sunt nevoiți să se deplaseze la locurile de muncă și în felul acesta se expun unor riscuri mai mari. Dumnezeu să lase protecția Lui peste ei și să le fie alături. Pe lângă aceia care s-au întors la muncă, alții reiau munca gospodăriei sau lucrează de acasă. Mai târziu și studenții și elevii își vor relua studiile și parcă ușor, ușor coborâm privirea de la cele cerești, de la sărbătoarea înviere și le vedem din nou pe cele pământești cu care avem de-a face zi de zi. Iată că în ziua aceasta de tranziție, potrivit cu programarea lecturilor biblice pe care o urmărim împreună cu biserica, Dumnezeu ne scoate înainte o pildă foarte interesantă, pilda ispravnicului necredincios, care are ceva de zis privitor la lucrurile materiale și la modul în care noi ar trebui să ne raportăm la ele. Personal, ceea ce m-a pus în dificultate de mai multe ori când am citit această pildă a fost faptul că, dacă la începutul ei am putut distinge clar cine sunt personajele și reprezentanții acelor personaje, la finalul ei am înțeles cu greu intenția acelei laude pe care o aduce stăpânul acestui ispravnic și ret. Versetul întâi al pildei spune așa: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. Cred că cu toți am recunoscut pe Dumnezeu în acel om bogat, care mai târziu este numit și stăpânul, iar în ispravnic cred că ne-am regăsit fiecare, pentru că, într-adevăr, așa este. A lui Dumnezeu este pământul cu tot ce este pe el, iar tot ceea ce avem astăzi este al lui. Noi doar administrăm, sau cum spune pilda, suntem ispravnici a ceea ce am primit de la Dumnezeul nostru bogat, mărit să-i fie numele. Mai mult, știm că urmează o zi a socotelilor, așa cum citim și în versetul următor, o zi în care fiecare vom răspunde de modul în care am administrat bunurile, resursele pe care le-am primit, ce am făcut cu ele, cui au slujit. Și tocmai pentru aceasta avem pilda aceasta în Scripturi, acest exemplu negativ, ca în ziua aceea să nu fim surprinși în postura ispravnicului din pildă, care a fost găsit necredincios în ceea ce i s-a încredințat, ci să luăm aminte și să administrăm bine ceea ce am primit și vom mai primi de acum înainte. Pus în fața concedierilor, care a fost o hotărâre dreaptă din partea stăpânului, ispravnicul aduce o mai mare pagubă stăpânului și face din datornicii stăpânului datornicii lui. Le cumpără favoarea. Și m-am întrebat, oare această și retenie o laudă Hristos? În versetul 8, care spune așa: stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Am înțeles că ispravnicul nu e lăudat pentru că a trișat, că a înșelat, că s-a descurcat, ci e lăudat pentru că și-a căutat propriul interes și a investit în viitorul lui, potrivit cu viziunea lui despre viață, potrivit cu ceea ce cunoștea el.
Acest aspect este foarte important. Pentru că fiii acestui veac, acești oameni firești și semenii lor, delimitează grupul acela de oameni pentru care tot ce contează este ce este material, pământesc, tangibil. Aceștia lucrează cu această perspectivă doar a ceea ce văd, această perspectivă măruntă, cum o numesc unii teologi, această perspectivă materialistă. Însă, fiii luminii și semenilor, în schimb, au înaintea lor această viață pământească pe care o recunosc și fie acestui veac, însă nu se opresc aici, ci ei văd mult mai departe. Orizontul lor este mult mai larg și mai înalt, până după moarte în veșnicia cu Hristos. Și aici este gândul zilei și învățătura lui Hristos pe care vreau să o împărtășesc. Tot așa cum cei lumești sunt suficienți de înțelepți să folosească oportunitățile pe care le întâlnesc ca să investească în viitorul lor lumesc, tot așa și noi să avem înțelepciunea și să investim în viitorul nostru, în cele cerești, cu care ne vom reîntâlni mai târziu. Și putem începe cu cele pământești. Și Domnul Iisus Hristos numește ceea ce avem în momentul de față bogății nedrepte. Și într-adevăr, noi nu le-am câștigat pe drept, ci le avem pentru că Dumnezeu ne le-a dat în dar. Tot așa cum Dumnezeu îngrijește de păsările cerului, la fel Dumnezeu îngrijește de noi să avem cele trebuincioase. Nu noi le câștigăm în sensul deplin al expresiei, ci Dumnezeu ni le dă. Iisus ne învață să folosim aceste bogății pe care aceste lucruri materiale într-un mod înțelept. Ne învață să investim cu înțelepciune. Iar aceasta înseamnă să avem mereu orizontul larg deschis înaintea ochilor noștri, dincolo de moarte, și să facem bine, să investim resursele noastre în caritate, în ajutorare, în prietenii, în misiune, în oameni, astfel încât ceea ce semănăm aici să culegem și să fie un rod bogat în împărăția lui Dumnezeu. În felul acesta, cum spunea Domnul nostru Iisus Hristos cu altă ocazie, ne facem rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesfârșită în ceruri, unde hoțul nu se apropie și molea nu roade. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.